Fiind conștiința, PNL aruncă în aer Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Mehedinți. Liberalii refuză să deblocheze situația pe care au creat-o, iar salariații instituției sunt disperați pentru că nu și-au primit drepturile salariale de o bună perioadă de timp. Situația la DGASPC se înrăutățește pe zi ce trece. Guvernul PNL este incapabil să rezolve această problemă, iar zeci de mii de familii au de suferit din cauza incompetenței și nepăsării celor care se află vremelnic la Palatul Victoria. Județul Mehedinți nu face excepție. Sute de angajați nu au ce pune pe masă în această perioadă cruntă pentru întreaga omenire din cauza indiferenței liberalilor. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a rezolva această problemă. La rectificarea bugetară care s-a votat în Consiliul Județean săptămâna trecută s-au alocat banii pentru salariile aparatului propriu al DGASPC Mehedinți, pentru că aceste cheltuieli sunt în sarcina Consiliului Județean, celelalte fiind în sarcina Guvernului. Șeful Consiliului Județean îl acuză pe prefect de faptul că a îmbrăcat haina de politician și încearcă să manipuleze opinia publică, având ca scop să disculpe guvernul PNL, care aplică doar legea dezastrului pentru români. Domnule prefect, vă amintiți? Fapte nu vorbe. Este sloganul cu care v-am bătut la alegerile locale. Nu a fost greu pentru că oamenii știu că de-a lungul timpului eu am făcut tot ce am putut pentru a asigura investițiile de care au nevoie mehedințenii și la fel s-a întâmplat și cu salariile angajaților instituțiilor din subordinea Consiliului Județean Mehedinți. În schimb, dumneavoastră aruncați doar vorbe. Dacă mă puteți contrazice, vă somesc să le spuneți mehedințenilor ce ați făcut pentru a aduce de la guvern banii pe care, prin lege, executivul României este obligat să-i aloce pentru plata salariilor și cheltuielilor de funcționare ale DGASPC. Le spun eu, când e vorba despre fapte, nu ați făcut nimic. Oamenii sunt disperați și își vor drepturile pentru care au muncit. Guvernul PNL și reprezentanții din teritoriu, nefăcând absolut nimic pentru a rezolva această situație și doar mici jocuri politice, fără să le pese însă de soarta cetățenilor. Vreau să-mi exprim nemulțumirile față de actualul guvern. Nu sunt capabili de nimic, habar n-au să guverneze. De 3 luni de zile n-au dat nici indemnizațiile de însoțitor. Dar, în schimb, au umplut cutiile poștale de pe la scările blocurilor cu pliante în care spun că îmbunătățesc calitatea vieții. Cum îmbunătățesc calitatea vieții? Oare nimeni nu are ce să-i facă la acest guvern și la acest idiot de Ludovic Orban și Florin Câțu? Nimeni nu are ce să le facă? Ăștia ne-au mâncat de tot în 11 luni. Nu știu, 20-30 de miliarde cât au cheltuit până acum. Pe ce? Banii pe handicap nu-i dă. De ce nu-i dă banii? Uite, sunteți să luăm medicamente, de mâncare, n-avem cu ce. Asta se vede, partidul ăsta PNL ne-a terminat de tot și ne va termina. Reprezentantul guvernului liberal în teritoriu, prefectul Cristinel Pavel, nu a înțeles faptul că bunăstarea mehedințenilor trebuie să primeze înaintea tuturor intereselor politice sau personale. Ar fi cazul să pună mâna pe telefon și să-l sune pe șeful său, Orban, și să rezolve această situație cruntă pentru mii de mehedințeni.